A început numărătoarea inversă până la ziua cu cele mai multe reduceri din an, Black Friday. Ești pregătit? Nu. Dar stai să vedem ce ne pregătesc anul acesta. Retailerii online, aflăm evident de la Like IT. Iulia Ionescu, bună dimineața, ție și invitatei tale. Bună dimineața. Bună dimineața. Înainte de a o prezenta pe invitata mea de astăzi, am o întrebare pentru voi. Dacă anul trecut de Black Friday v-ați cumpărat ceva, nu. Și ce? Nu? Nici măcar nu ați avut în plan să căutați? De când s-a inventat jucăria asta cu Black Friday? Nebunia asta cu Black Friday? De vreo 10 ani în România. Eu nu cred așa ceva. Un t-shirt. Păi nu te-a crezut când ai zis? Mi-a făcut o bătaie de joc la inimă. Am avut un șoc, da. Dar zic, cât costă? Cât costă, Miță? Dar anul trecut pot să-ți spun că anul trecut am urmărit un produs. L-am urmărit vreo 6 luni. Da, și eu am făcut școala de poliție și l-am urmărit. Chiar am urmărit un produs, că mi se părea foarte scump. L-au redus înainte, după aia iar a urcat prețul, iar l-au redus, dar nu mi s-a părut că ar fi o reducere ca de Black Friday, adică în viziunea mea de 70%. Și poți să-mi spui ce produs? 50-70%, așa mi se par că ar trebui să fie reducerile de Black Friday. Ca așa, reduceri de 10-20%, cumva comercianții, fie că e vorba de comercianți în magazine, fie de mergi fizic la ei, așa, fie că e vorba de comerț online, vedem tot anul. Deci 10-30% reduceri vedem tot anul. Black Friday ar trebui să însemne cumva peste 50%, ca să mă convingă într-un fel, dar 50% la real, știi? Sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt de aceeași părere. Tocmai de aceea, acum astăzi este alături de noi Doina Vâlceanu, specialist în e-commerce. Ea o să ne povestească puțin despre cum se va prezenta ziua de Black Friday anul acesta în România. Bună dimineața, Doina! Bună dimineața, Iulia! Te rog să-mi spui tu la ce fel de reduceri să ne așteptăm anul acesta, după ce în anii trecuți cu toții urmăream reduceri la vacanțe, bilete la evenimente, poate rochii de mireasă chiar, sau rochii în general elegante, care de obicei sunt mult mai scumpe. Acum publicul vrea altceva, cererile sunt altceva, trăim o pandemie, așa că la ce să ne așteptăm? Reduceri multe. Multe și mari. Cumva, conform celui mai recent studiu de l-am citit recent, 54% dintre români se așteaptă la mega reduceri doar acum în noiembrie, când își vor achiziționa, ce povesteam mai devreme, produsele mult dorite. Le păzesc, le urmăresc și le pun în wishlist, în tot felul de liste, le pun în cont și le salvează și urmăresc ce s-a întâmplat cu prețul lor. Cel mai mare e-tailer din România spunea că pregătește 4 milioane de produse cu reduceri. Cu siguranță vom vedea și pe acolo scăpată o vacanță, însă nu este realist ca să chiar să fie cumpărate. În schimb, ne așteptăm ce s-a cumpărat și de la începutul pandemiei până acum să aibă un boom și mai mare. Ok, într-adevăr urmează o criză, însă până la urmă veniturile oamenilor nu au scăzut chiar atât de mult, sau hai să spunem, nu a celor care oricum cumpărau online. Și oamenii n-au mai cumpărat, de exemplu, vacanțe sau alte lucruri scumpe? E un extra buget păstrat în familie, nu ai fost nici la mare, probabil ai ratat și niște city break-uri, deci vei avea produse extra. Prin urmare, sărbătorile ele vin, pandemie sau nu pandemie, tot ești cu persoanele iubite de Crăciun și vrei să faci cadouri. Deci sper, cred eu, și din ce am văzut la mai mulți retailer, urmează bijuterii, urmează cosmetice și parfumuri scumpe, tot ce înseamnă IT pentru acasă, să-i faci biroul copilului al tău și așa mai departe, mobilă. Să ne gândim doar un pic la celelalte aspecte de se întâmplă acum în piață. Cu 50% a crescut cererea de case, ceea ce înseamnă că foarte mulți își caută acum mobilă, electrocasnice și așa mai departe. Deci trebuie să vedem un pic în context ca să înțelegem ce urmează să găsim în online. În anii trecuți puteam să ne cumpărăm și mașini la reducere de Black Friday. Cât de reală este această reducere la un autoturism? Ce-am văzut eu, nu știu dacă pot să spun marca, dar e o mașină frumoasă, 34.000 de euro reducere și vor fi 200. Da. Sună bine, nu? Sună bine, o reducere, da. Dar cum explicăm ceea ce a spus și Andreea mai devreme? Faptul că noi ne așteptăm totuși la reduceri de 50%, 60% și de multe ori observăm că sunt reduse doar cu 10-20%.
Ce ne-am înțeles noi în România, Andreea dragă, este că noi am alterat, am făcut o variantă mioritică a tot ce înseamnă fenomenul de Black Friday. Dacă în America, unde a fost el inventat, Black Friday este ocazia de soldări, de lichidări, de stocuri cu produse vechi. De aceea ne așteptăm la reduceri de 70-90. În România, fiind o reinterpretare, sunt inclusiv produse la precomandă. Ultimul telefon Răcnet, care încă nu a apărut pe piață, brusc de Black Friday are o reducere. Nu ai cum tu, ca și comerciant, să oferi astfel de reduceri pentru stocuri noi, pe care abia acum le cumperi pentru prima dată de la furnizorii tăi. De aici eroarea. Cost pentru toată lumea? Ba da, este un cost cu siguranță. Deci să înțelegem că noi nu ne permitem să avem în România astfel de reduceri? Noi comercianții ar trebui să gândească, domnule, care este scopul meu? În primul rând vreau să scap de stocurile vechi ca să fac loc în depozitele mele pentru produsele noi din următoarea colecție, fiind și în noiembrie-decembrie, și trebuie să atrag clientele nouă. Eu îmi doresc mulți clienți pe care poate în mod normal nu i-aș fi atras, că am produse prăscumpe, că nu am ajuns la ei. Însă aceasta e o mare oportunitate de a găsi noi clienți în online, care, dacă ai o strategie bună de marketing, ulterioară ți-i fidelizezi, ți-i transform cu adevărat în clienții tăi și speri, cu ofertele tale viitoare, să îi menții acolo și să-i convingi să cumpere la preț întreg. Mulțumim tare mult, Doina. O să ne reîntâlnim cu tine și la ora 10, așa că dacă aveți întrebări pentru Doina Vâlceanu, puteți să ne scrieți pe Instagram, pe ilikeit.protv.